mașina miliției, poliției patrulare, staționează fix în intersecție. Unde alții n-au voie staționeze. Pentru că reduc vizibilitatea și creează situații de accident. Dar lor le se poate. Și nici măcar nu sunt misiune. Nici măcar n-au pornit girofarul. Strada Studenților, colț cu bulevardul Moscovei. Chișinău. Cum au văzut că-i filmez, cum s-o mutat de-n loc. Dar nu foarte departe, tot în intersecție. Numai măcar în rândul doilea. Ce-ar mai fi să pornești girofarul, să fie clar că ai treabă. Economisește bateria, cred. Nu-s destule pericole pe drum din cauza vremii.